1 august Necesitatea autoeducării Dar aduți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale până nu vin zilele cele rele și până nu se apropie ani când vei zice nu găsesc nicio plăcere în ei. Eclesiastul 12,1 Întrebarea mea permanentă este cum aș putea cel mai bine să prezint înaintea tinerilor necesitatea autoeducării Aș îndemna pe tinerii noștri să privească fiecare frântură de timp ca de aur. Nu-l petreceți în indolență, nu-l irosiți cu prostii, ci apucați-vă cu toată puterea cele mai înalte comori. Educați-vă gândurile și lărgiți-vă sufletul prin încingerea minții, fără a-i permite să fie umplută cu probleme lipsite de importanță. Nu vă mulțumiți cu un nivel coborât, nu vă odihniți liniștiți până când nu v-ați asigurat înțelepciunea care vine de sus, printr-o sforțare plină de credincioșie, prin veghere și rugăciune serioasă. Astfel puteți să vă înălțați în caracter și să câștigați o influență asupra altor minți, care să vă facă în stare să-i conduceți pe cărarea neprihănirii și a sfințeniei. Acesta este privilegiul vostru. Prețuiți fiecare rază de lumină pe care o puteți obține prin cercetarea Cuvântului lui Dumnezeu. Acceptați lucrarea pe care Dumnezeu v-a dat-o să o înfăptuiți, azi, și vedeți cât de mult bine puteți înfăptui prin tăria lui Hristos. Faceți din Dumnezeu sfătuitorul vostru. Disciplinați și sfătuiți facultățile voastre mentale. Stăpânirea de sine este o putere pe care toți o pot poseda. Ea se câștigă punând voința în întregime de partea lui Dumnezeu. Și luând voința lui Dumnezeu ca voința noastră. Hristos poate umple cămările minții și adâncurile sufletului cu Duhul Său. Și o va face dacă ne supunem Lui. Atunci voința noastră va fi în armonie perfectă cu voința divină. Spiritul nostru și voința noastră se vor identifica într-o atât de mare măsură cu spiritul și voința Lui, încât în gânduri și scopuri vom fi una cu El atunci satan nu ne va mai putea stăpâni. Hristos este conducătorul nostru și urmașilor săi le place în mod deosebit să păstreze pasul cu el. El vorbește, iar ei ascultă de vocea sa, ca și cum ar fi o singură minte și un singur suflet. Dragi tineri, cel mai bun lucru pe care îl puteți face este să vă înrolați de bună voie și cu hotărâre în armata Domnului. Predați-vă pe voi înși vă în mâinile lui Dumnezeu. Pentru ca voința și căile voastre să poată fi călăuzite de acela care este fără greșeală în înțelepciune și nemărginit în bunătate. Lăsați ca numele voastre să fie trecute în registrele cerești, ca ale unora care au fost aleși și hotărâți de Dumnezeu.